Vă salut, dragii mei, dragile mele! În acest videoclip vreau să vă vorbesc puțin despre furie, o emoție care ne face destul de mari probleme în viața de zi cu zi, atât nouă mămicilor, cât și celorlalți oameni. O să vă spun care a fost experiența mea și care este experiența mea cu furia. La final vom trage câteva concluzii legate de asta. Eu sunt una dintre persoanele care a avut o relație mai puțin plăcută cu furia mea, în sensul că nu mi-am cunoscut-o foarte multă vreme. În spatele acestui fenomen este următoarea explicație. Credința asta conform căreia n-ai voie să-ți exprimi furia, trebuie să fii drăguț, trebuie să fii bun. Și în general, tot ceea ce se spune despre agresivitate, atenție, furia nu înseamnă neapărat agresivitate, dar pentru că noi am confundat și confundăm, punem semnul de egal adesea între furie și agresivitate, credem că furia automat va da naștere unor comportamente destructive. Aceasta este o credință limitativă pe care noi o avem și nici de cum nu reprezintă adevărul. Furia este o emoție absolut normală pe care ființele umane o stârnesc, să spunem așa, o provoacă, o au în sine, da, nu-mi vine cuvântul acela care a explicat mai bine acum lucrurile, însă ea există în orice ființă umană și întotdeauna ea vine cu o explicație și cu o semnificație. Da? Și întotdeauna ea vrea să se exprime într-un anumit fel. Ea vine cu o informație și vrea să-ți spună ceva. Acum, din punctul meu de vedere și în povestea mea, furia a fost reprimată din copilărie. Tocmai pentru că la noi era un tabu, să spunem așa, să exprim furia. Și nimeni din familia mea nu exprima furie în niciun fel sănătos. Furia era automat transformată în agresivitate și în comportamente destructive, așadar. Astfel că eu n-am avut un model de exprimare a furiei sănătos. Și suntem foarte mulți care ne aflăm în această situație. Nu avem modele de trăit furia sănătos, sănătoase. Da? Acum poate o să spuneți, păi și ce alt mod de a exprima furia în afară de a lovi cu pumnul, pentru că când ești furios, simți așa o energie foarte puternică în tine, nu? Ca un vulcan și într-adevăr, chimic se întâmplă asta, pulsul crește, bătăile inimii devin mult mai multe pe minut, sângele circulă mai repede în corp, desigur, sunt niște simptome clare ale organismului care arată că ești furios și că furia practic te pregătește să lupți. Da? Sau să pur și simplu să opui ceva. Da? Să te dai mai în spate și să fii acum pe puterea ta. Să-ți manifesti puterea. Iată. Cu alte cuvinte, furia, da, este o energie foarte, foarte puternică. Este una din emoțiile cele mai prețioase pe care le are ființa umană. Pentru că ea vine să-l protejeze, vine să îl
ajute să-și pună granițe față de celelalte persoane. Îl ajută să se manifeste, să se cunoască pe sine și vine de atât din adânc, de atât de din adânc, încât uneori nu știm exact de unde a venit, însă putem să știm că ceva foarte esențial, sau ceva esențial, ceva foarte important pentru noi a fost atins. Furia vine să te informeze că ceva esențial, ceva valoros pentru tine a fost lezat, a fost amenințat. Da? Acum, fiecare vă puteți gândi la momentele care, în care voi sunteți foarte furioși. Da? Și puteți să vedeți ce este important pentru mine acum și a fost lezat, a fost în mintea mea a fost devalorizat, a fost călcat în picioare. Poate timpul meu, poate respectul de sine, poate energia mea, iubirea mea, da? Personal, mi se întâmplă să fiu furioasă cu copiii mei, să simt furie în relație cu aceștia. Atunci, vă dau doar câteva exemple. Atunci când, să spunem, eu, de exemplu, abia am făcut curățenie și în 5 minute sau în câteva minute, da, găsesc o mare vraiște. Creierul meu interpretează atunci așa situația. Tu ți-ai împlinit nevoia, tu ai dat ceva, ai făcut un lucru important pentru tine, iar alții au călcat în picioare lucrul acela important pentru tine, adică curățenia. Și atunci eu sunt furioasă pe această, adică furia vine, emoția vine în urma acestui gând. Ok? Și atunci furia mea nu trebuie să o îndrept către copii, chiar dacă ei sunt autorii, da, situației în sine, ei sunt autorii situației. Însă nu trebuie pedepsiți, pentru că intervine apoi și trebuie să intervină. Și despre asta vorbesc în școala mamelor. Chiar dacă nici mie nu-mi iese. Vă spun că este important să intervină o pauză. O pauză. În momentul în care am interpretat așa cum am interpretat acel moment, că cei mici mi-au încălcat în picioare o valoare. În acel moment trebuie să fac o pauză, pentru că dacă nu fac o pauză, furia mea se va transforma în agresivitate și într-un comportament distructiv și pentru mine și pentru ei. Dar dacă fac o pauză, voi conștientiza ceea ce eu vă spun acum, că este furia mea, că este interpretarea mea. Și voi reuși să mă duc într-un loc în mine în care să văd situația holistic, global. Să mă văd și pe mine cu interpretarea mea, pentru că e o valoare a mea și e furia mea, da? Și doar atât. Eu nefiind șeful nimănui, pur și simplu e ceva ce mi s-a încălcat mie, da? Și că cei care mi-au încălcat, da, fără să știe, fără rea voință, sunt chiar copiii mei, mici, care nu aveau de unde să știe acest lucru. Sau uneori, poate te vei scuza că le-am spus de atâtea ori și ei tot nu mă ascultă, deci nu mă iubesc. S-ar putea să gândești așa. S-ar putea ca creierul tău să împletească aceste gânduri, da? Și să interpreteze mai departe, da, dar le-am spus de atâtea ori, de ce nu știu deja lucrul ăsta și de ce nu l-am integrat dacă ei vor să avem o relație bună, de ce n-am integrat ceea ce mă supără pe mine și să nu mai repete acest lucru. Într-adevăr,
De obicei gândim așa noi mamele și este necesar într-o relație să fiecare dintre partenerii relației să, n-aș vrea să spun să se ridice la așteptările celuilalt, da? Dar să cumva să țină cont, să țină cont de celălalt. Cred că asta este cel mai modest termen pe care îl pot folosi. Să țină cont de rugămințile celuilalt, să țină cont de lucrurile care îi plac, de lucrurile care nu îi plac, într-adevăr. Da, și să învețe niște metode prin care ei să, să evite să supere pe celălalt. Bun. Îți spun că da, este normal să vrei asta. Și îți mai spun că este normal să vrei asta, în primul rând, de la o vârstă încolo. De la o vârstă încolo, copilul poate reține ceea ce este important pentru tine și eventual să te asculte. În funcție și de relația pe care tu o creezi cu el. Da. Însă, în al doilea rând, e important să știi că copilul e mai puțin rațional sau spre deloc până în 6 ani decât ai vrea tu să fie. El e pe manifestare liberă, emoțională, subconștientă, zonă încă alfa, da, zonă de energie alfa, de vibrație. Și atunci el se poate lua, poate curge așa într-un anumit joc la un, la un anumit moment și efectiv să nu-și mai dea seama că el e deja într-o altă vibrație, așa cum ți-am spus, într-o altă curgere, doar dacă mai ai un frate, mai ai doi frați, da, adică sunt 3-4 copii, se iau, se leagă așa între ei o energie care îi face efectiv să nu mai țină cont de lucrurile raționale. Da? De aceea este nevoie de un adult prezent în cadrul copiilor, care să aducă această ordine și acest ghidaj și aceste limite raționale. De exemplu, strângem după noi, da? Deci sunt în energia lor, dar apoi vii și pe cât posibil îi ajut să integreze și partea aceasta vizibil necesară și necesară pentru a trăi în această existență. Da? Cum ar fi curățenia, cum ar fi nu ne lovim, respectarea celuilalt, nu folosim jucăriile astea, le folosim pe celelalte, da? Lucruri ce țin de rațiune. Ok, asta este pe partea de furie a mamei. Și este important să știi cum funcționează copilul până la o anumită vârstă. După 6-7 ani, să vezi că te înțelegi altfel cu el. Și deja dacă relația voastră are stâlpi rezistenți, va ține cont în mare parte de ceea ce te supără, de ceea ce te supără în sensul că sunt limitele tale recunoscute și vădite în fața lui. Și atunci și tu ții cont de dorințele lui, de limitele lui și îl rogi și pe el să țină cont. Dar până la 6 ani trebuie să o lăsăm mai moale și să găsim tot timpul în noi această energie vitală care să ne ajute să îi răbdăm și să facem acele pauze. În cadrul acelor pauze putem vedea lucrurile pe ansamblu. Ok. Ce mai vreau să-ți spun despre furie? Ți-am spus că este o energie foarte puternică, care de aceea duce de cele mai multe ori la distrugere, la lucruri destructive, da? La agresivitate. Însă nu este neapărat nevoie să ducă la agresivitate. Da? În momentul în care ai o convingere de genul nu este ok să fii furios, nu este ok să simți furie, sau trebuie să fii bun cu orice preț,
Trebuie să fii bun cu celălalt, trebuie să fii altruist cu celălalt. Toate aceste convingeri care fac parte cumva din același cluster de convingeri. Emoțiile tale, și în speță emoția de furie, îți este pur și simplu reprimată. Tu nici măcar nu-ți dai voie pe dinăuntru să trăiești energia aia, să vezi cum e să fii furios. Nu te lași să ți se încleșteze mâinile. Da? Eu am trăit furia târziu. Foarte târziu, după 30 de ani, odată cu nașterea copiilor. Am trăit furia pentru prima oară în viața mea, pentru că mi interzisesem până atunci, din motive, iată, morale, existențiale, religioase, bea apă și gata, religioase, să nu fiu furioasă, să nu exprim furia. Să nu exprim furia, da? Și, ok. Și nu am făcut-o. Aveam, creierul meu găsea diverse mecanisme și metode să nu trăiască aceste. Deci erau ca niște soldăței care nu dădeau voie emoției să fie trăită. Spuneau, tu stai acolo, tu nu ai voie aici. Dar era aproape interzisă. Mulți, mulți ani, vă dați seama, până la 30 de ani. Când momentul în care, pur și simplu, nu au mai rezistat creierul meu să tot ține departe aceste emoții de mine, am început să le trăiesc, încet, încet. Ok, o să vă rog să plecați acum de aici. Mulțumesc frumos și închideți și ușa. Mi-am dat seama că este cam nevoie de ceea ce soldații ăștia țineau departe de mine. Era o parte din mine și furie este o parte din noi. O bucată de puzzle prețioasă, foarte importantă, de care noi avem nevoie să ajungem la alte bucăți din noi pentru a le vedea, pentru a deveni cu adevărat oameni întregi. Dar dacă o credință de genul ăsta îți ține departe emoțiile și trăirile esențiale, tu poți, iată, trăi foarte mulți ani fără să te cunoști cu adevărat și să te porți din inerție, să te porți din acea zonă de confort, așa cum se zice. Da? Fără să știi cine ești și de ce te porți așa cum te porți și de ce reacționezi așa cum reacționezi. Comportamentele pe care noi le avem atunci când o credință de acest gen pune dop în fața unei emoții. Sunt niște comportamente pe care noi le avem din lupta aceasta interioară cu emoțiile noastre. Deci, cum să vă spun? Poate ați văzut acele reacții inadecvate la oameni, da? Iraționale. Apărări de genul, dar de ce mă întrebi asta? Dar de ce nu mi-ai spus asta? Nu știu alte exemple să vă dau. Dar în spatele multor reacții pe care nu ni le putem explica, este lupta noastră cu furia, de fapt. Este credința aia care ne spune n-ai voie să-ți exprimi furia, dar și emoția care iese puțin la suprafață. Știi ce zic? Deci iese puțin, simt că vrea să iasă vulcanul ăla din mine și pe aia pun dopul. Credința. N-ai voie să ieși, nu e frumos să te înfurii, n-ai dreptul să te înfurii.
nu-ți dau voie. E din cap. Da? Eu asta am resimțit foarte mult timp și apoi am început să văd că ceea ce făceam eu cu mine fac foarte mulți oameni în jurul meu. Mai ales mămicile. Se pricep foarte bine să facă asta. Și atunci, care este, ca psiholog, îndemnul meu, sugestia mea și pista mea de acțiune în cadrul consilierii pe care eu o realizez cu voi? Ai nevoie să-ți cunoști această furie. Ai nevoie să înlocuiești această credință. Să-ți dai seama mai întâi că ai această credință, să o conștientizezi și să o înlocuiești cu da, îți dau voie. Ai voie să fii furios. Ai voie. Ba chiar dacă poți, e bine să fii furios. Este bine să fii furios. Este importantă furia ta. Îmi place de tine și când ești furioasă. Iubește-ți furia. Încercați să nu mai aveți atitudinea aceea față de furie ostilă. Haideți să distrugem împreună această abordare care ne vine de generații întregi la care noi suntem complici asupra furiei, cum că ar fi ceva demonic, demonic chiar. Vine o furie. Eu am făcut o consiliere la un moment dat cu o doamnă care vorbea fix de această furie, da? Și că se spovedea pentru această furie la preot. Și care îmi spunea, îmi vorbea de niște demoni, îmi vorbea de niște lucruri, coșmaruri pe care ea le avea cu acești demoni, că o mâncau de vie, că o ciupeau. Ea vorba și despre sexualitatea ei, care nu era tocmai explorată. Erau mai multe probleme acolo. Însă, foarte multe lucruri, probleme ne vin din aceste credințe limitative și disfuncționale, până la urmă, despre furia noastră, despre noi înșine, despre ființa umană. Da? Furia trebuie cunoscută. Și chiar dacă faci gafe, ghilimele, țipi la copilul tău rău de tot, da? Înjuri, dă-ți voie. Dă-ți voie să înjuri. Eu cred că am înjurat prima oară în viața mea, ți-a spus, după 30 de ani. M-a enervat soțul meu atât de tare încât am înjurat. Dar mi-am cunoscut furia în acel moment. Eram parcă altă persoană. O să vezi că simți parcă ești... Parcă te locuiește cineva. Însă așa simți la început. Încet, încet, o să-ți dai seama că era o bucată din tine pe care tu o țineai prizonieră. Pentru că nu să dai voie să o cunoști. Iar ea țipa acolo din prizonieratul ei, din demisolul ei în care tu ai aruncat-o cândva, ai ales ca și copil, da? Ca acea bucată, acele lucruri pe care... Îți erau interzise să se manifeste și pentru că erai certat, da? Și care te înfuriau, deci lucruri care te făceau să fii furios, tu le-ai îngropat. Și ai îngropat și furia odată cu ele. Furia nu era decât un semnal de alarmă. Îți spunea, alo, bucățile astea vor să fie văzute, ți-au fost încălcate, distruse. Da? Și tu nu ai ascultat semnalul ăsta. N-ai trăit ca să vezi ce e departe după asta. Însă acum îți sugerez să-ți dai voie să trăiești acest semnal de alarmă, să-l asculți, să-l auzi. Și să vezi cum încet, încet vei primi o putere incredibilă pe care nu ai avut-o poate toată viața ta. Pentru că dincolo de furie, este o parte importantă din tine pe care ai nevoie să o integrezi și care îți va da această putere a întregirii, despre puterea asta. Da. Și furia nu se duce. Până nu faci acest proces de lungă durată, furia ta nu se va duce pur și simplu.
tu poți găsi și îți urez succes dacă vrei asta. Poate pe 10 ani se va întinde treaba asta, să faci nu știu ce exerciții de meditație, de pleci și te înfuri în altă cameră și nu știu, dar până nu stai voie să o asculți și să-ți zici, păi e ok să fiu furios acum, să-ți dai voie ca acești copii să te vadă și furioasă, să vadă că mami poate fi și furioasă și apoi să explorezi cu ei treaba asta. Să scoți din tabu ideea că a fi furios e ceva demonic, oribil, cum să nu mai fiu furios, că sunt foarte multe articole, cum să nu mai fiu furios, că furia doar distruge. Nu trebuie eliminat nimic. Vorbește cu micuții tăi. Pe cât posibil. Explică-le ce-i cu tine, ce se întâmplă cu tine când te înfuri. Explică-le ce te face să te înfuri. Cere-le ajutorul. Deschide acest subiect. Vă veți face mult bine. Ei te vor ajuta și veți avea o relație cu adevărat sănătoasă și sinceră. Și nu adică vei scăpa de presiunea de a te așeza pe acel soclu interior că ești mama a tot știutoarea și a tot puternică. Da? Sigur, există o necesitate și trebuie să-ți spun și asta copilului să vadă mama atot puternică, să aibă acest simbol al mamei, dar el nu poate să te vadă pe tine ca pe un om. Însă dacă tu, ca model al lui, îi arăți că un om are dreptul să simtă furie, are dreptul să simtă frică, are dreptul să simtă frustrare, are dreptul să simtă, nu știu, bucurie și toate emoțiile, tu îi spui lui, practic, că un om adevărat este un om vulnerabil. Omul adevărat e un om vulnerabil. Nu e un om care își ascunde lacrimile, nu e un om care ascunde părți din el pentru că sunt rușinoase sau pentru că e frică să fie judecat. Un om adevărat este un om cu tot ce vine la pachet din ființa umană. Asta am vrut eu să transmit astăzi. Îți doresc mult, mult curaj în relația ta cu furia ta și în relația ta cu copilașii tăi. Pe curând!